Uite. Uite-te și tu la calcul ăsta. Ia, Vlad. A. Vezi că nu stăm simetric, dă-te mai încolo. Acum ți-ai stricat cadrul. Păi, mi-am stricat. Mi l-ai stricat. Cum să începare? Out of ideas for new beginning. Bine te-am găsit. Ce mai faci, Vlad? Uite, bine, obosit. Grumpy and tired. Păi, de ce? Vezi că ai pe dinte un pic de măran. Și acum am zici. Na, mai e? Încă mai e? M-ai pus pe mijlo. Așa. Ok. Hai să luăm de la capăt. Nu. Ăsta e gold. Așa. Bă, băi. Zici că ești bine, Vlad, da? Da, superb. Ce mai faci? Ești obosit? Mi-ai zis că ești obosit. Da, am avut multe peripeții pe la lucru și în afara lucrurilor. Unde lucrezi? Zi, Vlad, unde lucrezi? Ca să te știe lumea să vină la tine să-și ceară autografe. Lumea de apoi ghișeu 7. Ok, bun. Și ce peripeții ai avut? Cel mai fain a fost în afara locului. Zi. Merg eu în oraș cu un amic. Mergem și bem așa. Două beri de fiecare. Și na, acum eu n-am mai băut bere de secole. Bă, deci eram amețit ca lumea. Și după aia m-am trezit, bă, mi-e foame. Deci ăla și mie, merem la o șaurma, știi? Și primim și un o limonadă gratis, știi, cu șaurma, știi? Și unde îți dă limonadă gratis? Ha? Unde îți dă limonadă gratis? La șaurmeria acolo, la Islam. Acum vezi să fac reclamă. Acolo, în lumea de dincolo. Da, la acolo, în lumea de dincolo. E la Istanbul, în centru. Da. Na. În Timișoara, asta. Da. Na, știi, și ne pune limonadele pe teșghea, știi, și eu beau gură și o las acolo. Și normal că nu știu ce fac și o dărâm. Na, știi, și amicul ăsta a vrut să fie de treabă, știi? Eu deja ridicasem înapoi paharul și rămăsesem numai atâta limonadă pe fund. Și el a vrut să fie de treabă să-și șteargă. O lua niște șervețele, a început să șteargă, bă, și dă și el peste pahar. Concluzia vânzătorilor. Presupun că să înțeleg că nu vreți limonadă gratis. Da. Hai să zic și eu peripeții. Hai să te aud. Ok. Am întârziat cu în podcastul pentru că am vrut să-mi iau o placă de captură cu mufă mică, cum am mai zis și în episodul meu CRB Vlog. Sunt două tipuri de mufe FireWire din care îmi trebuie mie. Ei cu 6 pini și cu 4 pini. Mie îmi trebuie din aia micuță, pentru că astea sunt destul de periculoase, pentru că poate să transmită curent pe cablu înapoi către cameră și poate să îți afecteze camera. Eu aveam placă de captură, dar n-am vrut să o folosesc aia mea, am vrut să-mi iau cu mufă mică din mai multe motive, că e mai sigur cu mufă mică. Caut pe OLX, caut, bun, găsesc. Și la un preț ok și ăsta era 20 de lei era. Și îl sun pe ăla, zic, na, ok, 20 de lei plus 25 de lei transportul, ca așa e pe OLX, zic că 45 de lei vine, îl sun pe ăla și zic că vreau să comand. Bine, ok, trimitem datele. Îi trimit datele, după aia îmi dă mesaj înapoi, păi știi că pentru 20 de lei nu m-aș mai chinui să o pun, că numai acolo în localitate să o predea, știi, să nu se mai chinuie să o împacheteze, să o trimită. Zic, prietene, păi da, îți 20 de lei plus 25 de lei transportul, dau 45 pe ea. Până la sfârșit, mă rog, am negociat cu el, am ajuns la 25 de lei și îmi venea 50 de lei. Ok, aștept și nu mai vine. Și sunt pe ăla înapoi, îi trimis, să-i nu știu ce. Nu sunt în localitate acum. Bine, mai aștept 2-3 zile, îl mai sun. Iară n-o reușit să, tot își cerea scuze, că iartă-mă că nu am trimis-o nu știu ce, nu știu cum.
Bun, am zis ok, iau alta. Iau alta, 15 lei costa. A, zic, perfect. Aștept și după ăsta vreo 4 zile până o trimite. În sfârșit o trimite, îmi vine placa de captură cu mufă mică de care vreau eu. Yes, yes, mă gândeam eu. Așa, o bag în calculator, o recunoaște, dar mă apărea semnul exclamării acolo la... Când dai la My Computer, click dreapta Manage, adică că o recunoaște, dar nu poate să o folosească, știi? Da. Ups, o problemă. Da. Și mă gândesc eu, bă, ce-o fi, ce-o fi, caut prin toate rădăcinile forumurilor de tech. Cred că am devenit expert în plăci FireWire până acum. Și în sfârșit găsesc că s-ar putea să trebuiască să-ți dai update la BIOS. Găsesc pe site-ul Asus, că de la Asus, că de la ăsta găsesc BIOS-ul, îi dau să îl fac pe un stick, că e o adevărată procedură, nu poți așa, ai luat BIOS-ul, îi dai install și gata. Trebuie să-l pui pe un stick, care trebuie după aia să-l butezi, după aia trebuie nu știu ce. Și totul s-a sfârșit, că deși am găsit BIOS-ul bun, tot nu o mers. Am dat update la BIOS și tot nu a mers placa de captură. Nu mai știam ce să fac. Bun. Și într-un final găsește Corbu o clauză mică într-un forum ascuns de prin lumea de dincolo. Downloadez manualul pentru placa de captură FireWire. Și acolo văd că nu e compatibilă cu Windows 7. Deci dacă făceai chestia asta ca un om normal, știi? Că de obicei, știi, orice om normal, dacă chiar nu știe să folosească ceva, ia manualul, se uită. Nu, tu dai forumuri, chestii, super experți în puii mei, mergi, cauți până te duci până în adâncul Saharei să dai peste un pusnic, tech master în puii mei să te învețe. Care spune, nu este compatibilă. Și până la urmă tot placa mea de captură o folosesc, risc să mard camerele cu ea, dar asta e. Dacă o să vedeți că pe parcurs emisiunea se face numai cu două camere, după aia numai cu o cameră, după aia cu un telefon filmat, o să vă dați seama că... Deci după aia se aude numai sonor, facem da, teatru facem radio, numai... radiofonic. Da. Atunci o să fie numai podcast, nu o să mai fie și în podcast. E radiocast. Da. Radio în podcast. În podcast FM. Știricreștine.ro. Primul articol. Din toate articolele care le-am ales, ăsta e singurul care nu l-am citit. Restul le-am citit. Deci e la prima mână, așa că bear with me. Partea asta o să fie pe tine? Ha? Cadru. Cam așa ar fi. Bun, ca să poți bea suc. Vlad, adică eu mă chinui să citesc aici, să fac asta și tu. A, bine, fă munca. Apropo, ai adus vreun subiect? A, da, m-am adus poveste de mai devreme cu limonada. Mersi. Hai că beau și eu suc dacă ai băut tu. Ei, ei, ei. Am crezut că e paharul tău. Creștinii și bunul simț. O să-ți placă asta. Cred, hai. Nu știu, n-am citit. Știi, asta vreau să zic și eu. Pupariu, că o să am multe de spus pe tema asta. Da, common sense. Bun, bun. Ok. De ce îmi vine să râd, Vlad? Bunul simț. Pentru că bunul simț nu există, e un mit. Vlad, nu toți sunt ca tine, Vlad. Scuze-mă, eu am foarte mult bun simț, numai că mie mi s-a dovedit că lumea are bun simț. Bunul simț. Iată un termen des folosit în viața cotidiană. Oamenii, în diferite împrejurări, apelează cel puțin teoretic la folosirea termenului. Iar alții, uite, vorbește de tine, Vlad. Iar alții pretind că ar fi chiar posesori ai acestei stări. Vlad! Scuze-mă, eu am foarte mult bun simț, numai că mie mi s-a dovedit că lumea are bun simț. Te descrie pe tine la milimetru. Hai, continuă să vedem. Nu există o definiție exactă și cuprinzătoare a bunului simț, însă cugetările despre această calitate abundă din plin. Deci o să mai adăugăm și noi la cugetările astea care abundă din plin. La prima vedere se poate spune că bunul simț reprezintă capacitatea omului bazată pe viața cotidiană de a judeca și de a aprecia
just oamenii, lucrurile și evenimentele în scop de a trăi viața frumos fără a pricinui suferință sau disconfort semenului de relaționare. Asta e o definiție demnă de Dex. De ce? Deja ai adormit plictisindu-te? Da, deci bun, era o definiție din aia lungă de kilometri. Păi uite, ori și pus un semn de circulație, deci... Da, trebuia să pună un semn pe care scrie drum închis. Sau nu, borna de kilometri. Da. Cu alte cuvinte, înseamnă atitudinea de a respecta niște reguli de conviețuire bazate pe principiul ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sau, cum ar zice Mr. Proper, face ce ție nu-ți place. Bazat pe acest mod de gândire, se poate afirma că bunul simț este o măsură a bunei creșteri, a bunei cuvințe, a respectului. Bă, a... Vlad săracu a dormit. Nu știu peste ce să sar, că n-am citit articolul. Oh, e și lung de clar. Hai, uite aici, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, adresându-se bisericii din Roma, face o precizare foarte clară privind conceptul care trebuie să stea la baza relațiilor. Iar mă plictisesc. Zi, frate, odată, ce zicea? Punchline-ul. Așa, uite aici. Prin harul care mi-a fost dat eu, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura și credința pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Romani 12, de la 3 cu 8. Parafrazând afirmația apostolului Pavel, frate, când începe o propoziție cu parafrazând afirmația, deja știi că o să ai cititori care... Da. Asta e bun, știi, să citești copiilor înainte să se culce, să plictisească atât de tare încât adormi instant. Radu, opri, tati. Mai puține cuvinte șmechere, mai pentru înțelesul lumii. Da, exact cum zice Vlad. Scrii un articol, un articol de știri, nu îmi pui mie un referat de doctorat. Cred că vrea să spună că dacă tu ești lângă Dumnezeu, dacă ești creștin, trebuie să citești Biblia și din Biblie, Biblia te învață să ai și bunul simț. Cred că asta o vreau să zică, nu știu. Tu, Vlad, ce crezi? O vreau să zic, acum dăm așa, la nimereală. Eu nu știu, dar oricum, din păcate în lumea de azi nu prea mai există bun simț. Considerând faptul că, deci, lucrându-ne lucrând și lucrând cu oameni, deci, văd în pălăria mea foarte mulți oameni care se comportă total lipsit de niciun bun, de bun simț, deci se comportă efectiv... Îi doare fix în cot de faptul că, bă, totuși, acolo e munca unui om, cineva s-a chinuit să facă chestia respectivă, pe ei doare fix în cot, deci nu... Da. Aici scrie la sfârșit că pentru dezlegarea misterului bunului simț ar fi iertarea. Cred că are dreptate. Uite, aici următoarea știre. Nu. Ce, Vlad? Iertând numai... Dai, le dai apă la moară. Deci crede-mă, dacă cineva se comportă fără bun simț cu tine și tu îl ierți, așa, știi, deci din prima, știi, te iert, nu-i problemă. Atunci o să se repete chestia și o să se repete și o să se repete pentru că o să vadă că îi merge. Da. Și moment, și nu o să se schimbe, nu o să fie, nu o să aibă o inițiativă ca să se schimbe. Că vede, a, uite, sunt nesimțit. Îmi merge. De ce să mă schimb? Ok. Acum vreau să fac eu un comentariu. Noi creștinii, de ce, de la ce vine creștin? De la Hristos. Hristos o iertat, dar în timp ce ierta, le spunea, măi, nu faceți bine, nu faceți aia, nu faceți aia, vedeți că nu faceți bine. O să fiți pedepsiți pentru ceea ce faceți. Să ierți nu înseamnă să nu spui celuilaltul că faci greșit, știi? Acum, ce-i drept? Că dacă ăla chiar e nepăsător și ăsta, o să plătească prin faptul că o să ajungă în iad. Dar noi, ca și creștini, trebuie să suferim, să iertăm. Uite, vorbind de iertare,
Creștinii din Niger îi iartă pe musulmanii care au incendiat 69 de biserici. Prietene, tu îți dai seama câtă muncă să incendiezi 69 de biserici? Ia uite. Tare greu e. Tu știi? Tu te-ai auzit ce ai zis? Câtă muncă! Eram ironic. Da. Eram ironic. Știi, și imaginezi, știi, musulmanii ăia, știi, se adună frumos în biserică, știi, și pun lemnele așa, le aranjează frumos cu bolobocul, cu chestii așa, știi, dă foc într-un anume fel, că, doamne. Da, deci nu le-o lua mult să incendieze. Stați liniștiți, să nu-i plângeți de milă. Da. Aceasta este o filmare în exclusivitate a 10 de musulmani supărați care atacă și apoi ard biserica pastorului Musa Isa. Au luat bănci, biblii, scaune, echipament de sunet și le-au dat foc în timp ce strigau Allahu Akbar. M-am întristat și am început să plâng. Din filmarea făcută cu telefonul se poate vedea și cum un membru al bisericii este bătut. Mă simt groaznic când mă uit la filmare. Mă întreb de ce ne-au făcut asta. Ce am făcut să merităm asta? S-a întâmplat în 17 ianuarie, la două zile după ce doi teroriști au pătruns în birourile publicației franceze Charlie Hebdo și au executat 12 persoane pentru că au publicat imagini satirice cu profetul Mahomet. La o distanță de 5800 de kilometri în Nigeria, musulmanii supărați din cauza desenelor au atacat biserica ca să se răzbune. Ne-a luat mulți ani ca să ne construim biserica. În câteva minute, totul a fost distrus. Nu a fost vorba numai despre biserica pastorului Musa Isa. Câte biserici, câte case ale creștinilor au fost distruse? 69 de biserici și 11 case. În câteva ore au fost distruse 80 de clădiri ale creștinilor. S-au marcat casa cu un semn ca să știe că aceasta este una dintre casele pe care pot să o distrugă. Așa este. Liderul evanghelic Burima Kimso spunea că acest atac a șocat comunitatea de creștini. În Zinder, al doilea cel mai mare oraș din Niger, atacatorii au ars toate bisericile. În capitală, în Niamey, au fost distruse 45 de biserici, inclusiv biserica pastorului Kimso. Da. Aici am... Într-adevăr, creștinismul este cea mai persecutată religie și asta... Este următorul subiect. Cei de la, să nu o zic greșit, Pew Research Center au făcut acest studiu și din 2007 până în 2012. Hai să citesc articolul. O treime din țările lumii, 33%, s-au confruntat cu un grad ridicat de ostilități religioase în 2012. În creștere față de ultimii ani, 2011, 29%. Și 2007, 20%. Situația este în creștere în toate regiunile lumii, cu excepția Americii. Cea mai mare creștere este în prezent în Orientul Mijlociu și Nordul Africii, unde se resimt încă efectele schimbării politice din 2010-2011, cunoscute sub numele Primăvara Arabă. Institutul American de Cercetări Pew Research Center a studiat evoluția conflictelor religioase în 198 de țări între anii 2007 și 2012, luând în considerare două aspecte, ostilitățile sociale cu privire la religie, conflict armat sau terorist, violențe sectare, hărțuire pentru purtarea unor haine sau altor simboluri religioase. Două secunde. Stai. Și restricțiile guvernului cu privire la religie, măsuri de interzicere a unelor confesiuni, a convertiților, tratament preferențial pentru anumite grupuri religioase. Două secunde. Credeam că vrei să spui ceva cu profunzime, ceva cu o încărcătură. Bine, îi cu încărcătură, după cum se vede. Vladiboy? Just one second. Scuze. Ai răcit? Nu. Gata. Așa. Eu citesc aici despre persecutarea creștinilor, Vlad, ceva cu greutate.
Iartă-mă, am crezut că nu mai poți de răbdare să spui ceva, să-ți spui părerea. Da, da, am și păreri legat de chestia asta. Glumez, Vlad. Ha, ha, ha. Sunt supărat acum, Vlad. Nu, 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 dar aștept să citești, să termin ca să pot să și vorbesc despre subiect. Cele 198 de țări luate în considerare de... că m-am însărât. Gata. Cele 198 de țări luate în considerare de studiul... Stai așa serios, să vine să râd. Da, aștept! Citește! Finish reading! Hai, să pot să și zic ceva. Pe mine, nu, că... Pe mine mă plictisește tot să stau să te aștept să citești. Stau serios fiindcă-s plictisit, nu de altceva. Dar nu te văd în camera aia, știi, acolo. Așa, citesc aici pe monitor și te văd cu colțul ochiului acolo așa plictisit. Cele 198 de țări luate în considerare de studiul Pew Research Center reprezintă 99,5% din populația lumii. Studiul nu cuprinde însă și Coreea de Nord, al cărei guvern este cel mai restrictiv din lume în ceea ce privește religia, subliniază Centrul de Cercetări. Cercetarea nu acoperă anii 2013 și 2014, când violența îndreptată împotriva creștinilor au crescut în mod îngrijorător. Pe de altă parte, o asociație creștină americană, Open Doors, a întocmit un raport bazat doar pe cazurile relatate de presă. Deci, probabil 50 sau 40% sunt cazuri relatate de presă. Noi nu auzim de cazurile alea mai mici, mai minore sau... mai domestice, dar am zis 40% e mult, poate 20% aflăm noi din presă astea agresiuni împotriva creștinilor, dar credeți-mă, îs de mii de ori mai multe. Vlad, ce părere ai că creștinii îs cei mai persecutați din lume? Bine, Corbu, îs persecutat, dar nu mi-mi place, sau mai bine, nu-mi place faptul, știi, că se scoate din context. Ce? Toată informația, știi? Deci, dacă te gândești, unul la mână, de ce sunt persecutați? Unul la mână. Musulmanii, în momentul de față, trec printr-o perioadă foarte, foarte asemănătoare cu evul mediu creștin. În care, efectiv, biserica are cuvântul final, mulți interpretează lucrurile greșit, că cruciadele au fost o interpretare total greșită a Bibliei. Uh-huh. Na, da. Jihadurile, tot așa, interpretări total aiurea ale Coranului. Ai o chestie, deci de ce sunt persecutați creștinii de către musulmani? Nu, stai puțin, în Coran spune că să omori pe cei care nu... Ai citit tu asta? Păi nu, nu spune. Nu, nu, nu spune. Nu spune, în Coran tocmai că zice opusul, că zice, e ca și Biblia. Să-ți iubești aproape, să ăsta. Nu că, vezi, Doamne, să omori pe toți, că capeți viziunea la nu, sfârșit. Deci nu scrie că să-i omori pe cei care nu cred în nu. Coran. Nu, nu. Sigur, sigur. Din câte, deci eu știu, frate, am vorbit cu musulmani, am pus întrebări, am știut câte câte, deci ei mi-au zis că nu există faze din astea de violență. Not take the Jews and the Christians for friends, they are friends of each other. Fight those who believe not in Allah. O Prophet, strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them. Surely Allah has bought of the believers their persons and their property for this, that they shall have the garden. They fight in Allah's way, so they slay and are slain. O you who believe, fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness. Be not weary and faint-hearted, crying for peace when ye should be uppermost.
Muhammad is the messenger of Allah, and those who are with him are severe against disbelievers and merciful among themselves. Muhammad said, I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no God but Allah. Muhammad said, I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims. The Prophet said, whoever dies without having fought or having thought of fighting, he dies on one of the branches of hypocrisy. The Messenger of Allah said, whoever meets Allah with no mark on him as a result of fighting in his cause, he will meet him with a deficiency. Allah's Messenger said, if anyone changed his Islamic religion, then kill him. Cu musulmani, am pus întrebări, am știut câte câte, deci ei mi-au zis că nu există faze din asta de violență, știi? Deci ok, ok, continuă. Instigări la violență în Coran. Bun. Na, asta e o fațetă, deci de ce sunt musulmanii așa de ăsta? Plus e și faza că noi i-am măcelărit în ultimul hal, Vlad, cruciade. Hai un pic mai sus, că uite ce. Cu asta totuși nu sunt de acord. De ieri, Biserica Protestantă Unită din Franța le permite pastorilor să dea o binecuvântare și la căsătoria două persoane de același sex. Și spune aici că nu îi obligă să dea această binecuvântare. E dar, opțional. Da, e opțional. Oare o fi ca și opționalul corul nostru, opțional obligatoriu de la liceu? Păi nu înțelegeți gluma. Am fost la liceu Waldorf. Da. Și dirigin... aveam diriginte pe doamna profesoară de muzică. Da. Și vă dați seama că... Ea era dirijorul corului. Și atunci corul era opțional, dar obligatoriu. Da, aveam... Deci era opțional, dar prezența era obligatorie. Și nu știu de ce îi spunea opțional, fiindcă eu n-am avut nicio opțiune. Tot ce am avut a fost cor și gata. Da. Oi, mai știi când a vrut să te dea afară de la euritmie? Da, știu. Când de fapt te-o dat afară. Da, știu. Știi că am filmare cu aia. Pe bune. Pe bune. O să ți-o arăt. Super. Ești afară. Trebuie să-ți facem vouă. Ești afară. Dar nu mă interesează. Te plixești în altul, parcă unde eu nu te văd, că așa am spus eu. Dacă e așa, spun așa, faci, afară. Că suntem astăzi. Ești afară. Da, ești afară. Ești afară. Vlad, ieși afară! Păi nu, că eu vreau să stau aici. Nu stai aici! Sau nu, ai zis că nu, mă plictisesc. Te plictisești afară, Vlad! Nu știu ce, și te-a dat afară. Care era? Era
profesoara aia tânără. Da. Să vezi ce am făcut cu aia veche. Ce ai făcut? Nu mai știu, parcă i-am zis la un moment dat să se ducă dracului. Bine, aia era nebună rău oricum. Dar nici asta nu era foarte blândă, dar oricum era, după părerea mea, destul de ok că, na, nu știu, pur și simplu s-a ocupat de noi, știi, nu, mă rog, știu că nu ești de acord cu mine că te-a dat afară și nu știu ce, dar, na, mie mi-a plăcut. Sunt ca acro. Da. M-am plictisit în ora. Da. Ce asta, ce rebel? Nu, asta e dat de la voltaj. Nu, nu, Minutul Speranței cu Nathanael Costea, imediat vorbim și despre el. Ok, Vlad, hai să trecem la chestii mai un pic mai happy, mai bright, deși știu că ți-l place chestiile întunecate. E destul soare afară, m-am săturat de el. Uite, cineva ce face în genul ce facem noi, e Nathanael Costea. Și face Minutul Speranței, de a el are grafică faină, are nu știu ce, are, uite, introducere faină, are melodie. Tu de ce nu ne faci, pui mei? Și noi să avem și noi o siglă, să avem o grafică, nu știu ce, background music așa tematizat. Pentru că emisiunea noastră e rudimentară. Dar filmăm cu trei camere, el filmează numai cu una, așa că să nu te aud, Vlad. Și așa m-am chinuit destul cu placa aia FireWire. FireWire. Cum vii înaintea lui Dumnezeu să-L lauzi, să-L cinstești? Îl lauzi cu buzele, îl lauzi cu cântarea, îl lauzi cu rugăciunea? Pauză un pic. Dar poate lucrurile acestea le faci dintr-o religie pe care ai învățat-o sau din lucruri pe care le-ai memorat și inima ta nu este întotdeauna deschisă înaintea lui Dumnezeu și nu ești aproape de Domnul. Domnul a vrut ca atunci noi când ne închinăm Lui să o facem din toată inima și inima noastră să fie aproape de El. I-a certat pe cei din vremea Lui și le-a spus, voi rostiți cu gura voastră, cu cuvintele voastre, cuvinte de cinste în dreptul meu, dar inima voastră este departe de mine. Domnul vrea ca inima noastră să fie aproape de El, să ne apropiem de Domnul nu doar cu vorbele noastre, ci cu inima noastră, să-L iubim din toată inima și când îl cinstim să facem lucrul acesta din adâncul inimii noastre, cu toată ființa noastră și cu toată inima noastră. Lasă-ți inima să fie atrasă de Domnul și din atragerea aceea, din dragostea aceea vorbește-i, cinstește-i, cinstește-L și glorifică-L. La Minutul Speranței sunt Nathanael Costea. Două observații. Eu nu știu ce ticuri am în timp ce sunt filmat, dar la el am observat două chestii. Că se leagănă. Da, unul la mână, se leagănă non-stop, deci la un moment dat mă lua pe mine cu amețele când mă vedeam. Doi, are, deci folosește exact același stil de vorbă. Cum scriu aia articolele pe... Exact, aia odată și doi la mână, ca un reporter, știi? Ca un roboțel. Da, deci îmi imaginam la sfârșit de tot să zic că... Pentru știrile Pro TV, Nathanael Costea, Andreea, ai legătura. Da, exact, efectiv. Da, și asta se vede și numărul de vizualizări, are numai 48 și la videoclipuri, poate la altele are mai mult, dar se vede că lumea nu se simte apropiat, știi? Bine, noi vorbim care da, Dream da. Collapse bă, și Hymen se uită la noi. Constant. Da, mă, dar noi avem triplu cât are el de obicei. Da, da. Deci da, așa-i. Obișnuitul nostru e pe la 150, acolo e moarte clinică. Deci totuși mai mult de 48. Ce să-i transmitem? Ce spune are foarte mare dreptate, îmi place, dar fii mai uman. Că știu când ești în fața camerei, trebuie să vorbesc ce să vorbesc, ce, știu cum e, că îți trec un milion de lucruri prin minte și atunci, din cauza asta, devii un fel de roboțel. Dar și nu te sfii să te descopere lumea, cu bune, cu rele. Și, de asemenea, ia sfatul meu, ia-ți un scaun cu spătar lasă-te pe el și nu te mai legăna, că pe unii... Vlad. Pe mine m-a luat cu amețelile. Nu, de fapt la Vlad îi ciudă când vede că te legăni așa mult, că se leagănă, că el are probleme cu spatele și când vede, mamă ce m-aș legăna nu, și eu așa. Știi, eu mă uit la el, știi, și efectiv
îmi dau seama că și eu când stau pe un scaun din ăla incomod, așa, fără spătar, fără nimic, și eu am tendința să fac chestia asta, ca să-mi țin un pic mișcare în spate, ca să nu mă doară. Deci, spatul meu, ia-ți un scaun comod. Dar îți dai seama că tu nu știi că el circulă și vizitează multe țări. Îți dai seama în fiecare țară să-ți cumpere alt scaun sau să transporti cu tine un scaun? Nu, dar caută-ți pe acolo, nu există să nu... Sau ce, peste tot unde te duci, dai numai peste scaune din alea de bar, în alte? Nu, dar eu zic din punct de vedere că legănatul. Da, da, da. Deci, pe mine m-au luat amețelele, nu-mi imaginez alții. Și fii mai uman, nu mai fii la, știi? Zic, poți să bași o glumă, ok, nu știu ce glumă, dar poți să bagi așa, să te umanizezi în fața oamenilor, să relaționeze cu tine. Apropo, contrarul lui este Sani Trancă. Da, așa îl cheamă. Cum? Trancă? E amuzant că el are un nume așa American, Sani, și al doilea e Trancă. Așa aveam și eu cunoștință. Sani Trancă. Ca ăla, ca William Brânză. Și asta. În familia Trancă s-a născut un copil. Cum să-i punem numele? Da. Sani. Dar cred că așa e. Oricum, numele lui de scenă, nu cred că e numele. Da, și uite-te la el. Arată ca cel ultimul hipster. Cel puțin de aici. Vai, dacă se uită la emisiunea asta, Vlad, o să... Ce? Ce o să creadă despre noi? Că suntem niște nesimțiți, care, niște troli care stăm aici sub un pod, apropo. Și tot... Găsim noi ceva ce să comentăm, ce să nu, că zicem rău. Știi care e diferența? Că suntem în podcast, dar nu trebuie neapărat să fim troli. Nu, dar, bă, critică constructivă, frate. Bine, foarte eu nu știu ce... I-ai construit încrederea de... L-ai terminat, Vlad. Ok, deci... Eu l-am auzit și cum vorbește, cum ăsta... E exact contrariul lui Nathanael... Îi, cum ar veni, umanizat. Eu dacă aș fi așa să fac un prezentator perfect de YouTube, aș combina pe Sani cu Trancă și după aia aș construi, ar ieși un, știu, o sunat... Sani cu Trancă! Bun! Și ar ieși Sani Trancă! Ok, dacă vreau să zic, dacă aș fi să construiesc cum, în capul meu, cum mi-aș imagina un prezentator de YouTube bun, ar fi o combinație dintre Sani și Nathanael. Am zis bine de data asta. Așa. Da. Să știi că mulți l-au condamnat că are o cântare din asta, Leul din Iuda, și videoclipul e așa săltăreț. Nici mie nu mi-a plăcut. Și am vorbit data trecută despre melodiile astea care nu-ți transmit un impuls creștin. Îți transmit numai... Așa. Nu, ce-a fost asta? Păi asta îți transmit că bucurie, și după aia știi, trece ca fast food-ul, Corbu, știi? Bucurie din asta fast food. Corbu, da. Ai tras ceva înainte de emisiune? Da, ai el. Bun. După aia, ultimul subiect. N-avem timp. Da, se pare că nu mai avem timp de ultimul subiect. Bucurați-vă și înveseliți-vă în el. Era exact despre ce vroiam eu să spun. Despre bucurie și despre fericire. E diferență între bucurie și fericire. De-aia spun că multe muzici transmit bucurie. Și fericirea se obține de la Dumnezeu. N-avem, asta vroiam să spun. Nu ne mai ajunge timpul pentru outro. Bine, fă tu un outro. Că m-ai supărat acum, m-ai întrerupt. Fă un outro, na. Fă. Hai, Vlad, să te văd. Să mă vezi? Fă un outro. Păi deschide ochii și o să mă vezi. Hai, Vlad, fă un outro. Outro. Ciao. Deci pentru asta m-ai întrerupt, Vlad. Vine să te lovesc. Dar de fapt te lovesc, că ești prietenul meu. Oh, ce drăguț. Dar vine și să te lovesc, nu că... Adică... Nu mă fă, că... Te bat, sper.
Vlad, îmi distrugi echipamentul. Și așa m-am chinuit cu piese cu asta. Mai distrugi tu, cine știi, mai. Iară trebuie să amânăm emisiunea 3 săptămâni până găsesc care portofon. Chiar, Vlad, spune repede unde o să pleci. Da, plec vreo 2 săptămâni la părinții mei în Oltenia, pe lângă Calafat, deci o să fiu... O să ne aduci poze. N-ai cu ce să faci. Ba, am cu telefonul, dar... Dar ne aduci poze. Bine, dacă vrei să vedeți grădină și... Vlad o să ne aducă poze data trecut, data viitoare. Data trecut. Bine, hai că v-am lăsat. Nu mai avem casetă. Oh-oh, s-ar putea ca ultimele secunde să nu se mai fie auzit nimic.